România va avea un nou pod peste Dunăre. Premierul României, Nicolae Ciucă, a anunțat în cadrul conferinței comune cu omologul bulgar Kiril Petkov că au semnat un memorandum în scopul construirii unui al doilea pod peste Dunăre între localitățile Giurgiu și Ruse. Mai mult decât atât, premierul bulgar a declarat că și-ar dori chiar mai multe astfel de poduri în vederea dezvoltării transportului maritim în zonă și implicit a economiei. Am avut două obiective principale și anume... Am avut la bază un memorandum semnat între România și Bulgaria în ceea ce privește construirea unui al doilea pod între Giurgiu și Ruse, fond care poate să beneficieze de fonduri europene și, de asemenea, demararea proiectului pentru dragarea Dunării și înscrierea în programul european Fast Danube. Nicolae Ciucă a explicat că partea bulgară își dorește mai multe poduri peste Dunăre între cele două țări. Am avut de asemenea în vedere o propunere cu care a venit partea bulgară și anume să analizăm posibilitatea construirii unui număr mai mare de poduri. Iar pentru acest subiect am convenit ca până la finele săptămânii viitoare să se constituie un task force din care vor face parte specialiști de la Ministerul Transporturilor. Cele două părți au convingerea că potențialul extraordinar de mare pe care Dunărea îl are în ceea ce privește transportul maritim va juca un rol important în dezvoltarea regiunii. Fluviul Dunărea să poată să fie navigabil pe tot parcursul anului, să fie folosit ca transport, ca coridor de transport european, la de asemenea și ideea privind un pod la Ruse și alte patru poduri care pot să lege țările noastre și să stimuleze dezvoltarea economică și prosperitatea economică. La întâlnire a participat și Adina Vălean, comisar european pentru transporturi, care i-a asigurat pe cei doi premieri că finanțarea acestui proiect va fi făcută din bani europeni. Comisia Europeană este pregătită să le sprijine atât pentru Bulgaria cât și pentru România, după cum spuneam, în context regional, proiecte comune. Există podul de la Giurgiu Ruse, care se va bucura probabil, sau în orice caz este în procedură de finanțare din partea Uniunii Europene. Reafirm intenția Comisiei Europene de a sprijini toate proiectele de infrastructură din această regiune. Cei doi oficiali au discutat și despre cooperarea celor două țări în diverse domenii, inclusiv energie și situația din Ucraina.